plantezi o sămânță, ai nevoie de timp, ai nevoie de răbdare să se facă copac. Când ai o idee, ai nevoie de muncă să o verifici, să o pui în practică, să ai rezultate. Multe insuccese la oameni apar pentru că nu au răbdare să-și facă toți pașii propuși. Alexandru Pleșa mă numesc și în fiecare săptămână vin la tine cu un video despre transformarea avansată a fiecărui comportament care nu-ți place într-unul care să-ți fie ție util și de asta nu mă crede, ci verifică tot ceea ce spun aceste video. Despre ce este vorba aici, să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 4 tehnici pentru a crește această inepuizabilă, uriașă, minunată, grandioasă atitudine de răbdare. Răbdarea puțini oameni o au, puțini oameni o dezvoltă, puțini oameni o caută, puțini o desăvârșesc. Este un lucru rar întâlnit pe care foarte mulți dintre noi nu-l creștem și spunem că atât putem, atât am reușit, nu pot mai mult, nu mai am răbdare cu tine, nu mai vreau să aștept atât. Și tot timpul suntem într-o lipsă a ei. Răbdarea pentru omul care își duce mai departe viața spre a-și o îmbunătăți este necesară. Este o obligativitate, un lucru, o cerință care îți dă sigur rezultate pe măsură ce răbdarea o crești. 1. Dezvolți voința prin a face ceea ce nu îți place, prin ceea ce nu ai chef. Plăcerea este să faci ceea ce îți place. Voința este să fii capabil să faci ceea ce nu îți place. Când tu vei dezvolta voința, vei face ceea ce tu nu ai chef. Nu ai chef să speli vasele, mergi și le speli. Nu ai chef să suni un prieten, te duci și îl suni. Nu ai chef să te trezești dimineață, te trezești dimineață. Nu ai chef să te duci să muncești astăzi, te duci și muncești astăzi. Atunci când faci lucruri care nu-ți plac, crești capacitatea de a dezvolta voința și răbdarea este un rezultat al dezvoltării voinței. Omul care nu poate să aibă voință, de exemplu, nu face ce își propune. Un asemenea om nu are cum să aibă răbdare. Omul care își dezvoltă voința automat își va ghida vorbele să le materializeze. Dacă spui că mâine la ora 5 te duci acolo, dacă în seara asta fac asta, dacă mâine mă las de fumat, acțiunea care este urmată, care este înfăptuită de gândul tău, de cuvintele tale, este drumul spre voință, este drumul spre răbdare. 2. Oprește timpul. Omul care vrea să-și dezvolte răbdarea are nevoie să lucreze cu mintea sa. Transformarea minții umane este oprirea timpului. Timpul pentru noi este o chestie metafizică care se ocupă de trecut și de viitor și nu de prezent. Noi când spunem timp, ne raportăm la ce am făcut și plănuim ce vom face. Actualul moment, prezentul, nu are timp. Răbdarea este o planificare, o programare intențională, gândită, voită, plină de voință a faptului că îmi creez timp pentru tot ce vreau eu. Îmi creez timp ca să am răbdare, îmi creez timp ca să te ajut, îmi creez timp ca să muncesc, să-mi realizez acest obiectiv, îmi creez timp ca să dezvolt această relație, îmi creez timp ca să cresc un copil. Și creând eu timpul, pun câtă răbdare am eu nevoie în acest segment de timp. Am nevoie de 6 luni ca să fac acest proiect, creez timpul ca să dezvolt răbdare pentru 6 luni să fac acest proiect. Știi foarte bine că atunci când tu nu ai răbdare, ocolești legile naturii și natura, ca și fizica, nu pot fi păcălite. 3. Plantezi idei, culegi practică. Orice om știe că ai nevoie, toată natura se bazează pe legea asta de creștere și descreștere. Este un proces al răbdării naturale. Plantezi o sămânță, se face un pom, după aia îți dă un măr. Plantezi o idee, îți dai singur o metodă, un secret, o tehnică de a avea rezultate prin mintea ta, prin inima ta, prin trupul tău. Când mergi și ai în mintea ta idei, plantezi acolo o sămânță de idee, practicând,
punând răbdare în această practică, toate acțiunile tale pe care tu într-adevăr le intensifici cu energie, le hrănești zilnic, le muncești zilnic, cu dezvoltarea voinței tale și prin acest condiment esențial ca și sarea la oameni, numită răbdare, îți vei materializa succesul de a crește această atitudine, această virtute pe care, repet, puțini oameni o au, puțini oameni o dezvoltă, care se numește răbdare. Cu cât tu mai mult vei vorbi despre idei, era și Aristotel spunea că oamenii slabi vorbesc despre insuccese, oamenii mediocri vorbesc despre alții, iar oamenii inteligenți vorbesc despre idei, despre creare, despre creație. Astfel tu, aducând creație în viața ta, vei crește nivelul de răbdare ca să practici, să verifici orice spun eu, orice spune prietenul tău, părinții tăi, duhovnicul tău, cei dragi ție, tu ție însuți și însăți, pentru materializarea gândurilor și ideilor tale prin acest condiment esențial ca și sarea la om, numită practică, adică răbdare. 4. Tot timpul răbdarea poate fi mai multă la oameni, la tine. Ea nu are o măsură, ea nu îți spune nicio carte că răbdarea este atâta, este 10 cm, este o tonă. Nu are nicio unitate de a o cataloga, de a o clasifica, de a-i pune limită. Răbdarea este cât vrei tu să fie, răbdarea tu îi dai sens, tu îi dai valoare, tu îi dai putere. Prin capacitatea omului de a crea, cum ia două mâini și creează o mămăligă, aceeași capacitate omul are să creeze răbdare. Oameni care spun că numai în răbdare își creează automat un program prin care aceștia își induc o limită a răbdării mele și ei cu timpul vor zidi între doi pereți răbdarea și nu o să poată să o lărgească, să-i mărească această uriașă capacitate de a o dezvolta și mai mult. Și când o clasifici că răbdarea mea este atâta, nu mai e șanse să mai ajungi la acel program mental pe care tu ți-l-ai creat din neatenție. Tot timpul când tu ai răbdare și când creezi răbdare, este exact cât vrei tu să aibă. Păi îmi dau răbdare să am 6 luni, după 6 luni schimb foaia. Îmi dau răbdare să am 18 ani să-mi crească copilul, îmi dau răbdare să fac acești pași ca să-mi dezvolt proiectul. Și astfel tu îți menții, ducând răbdarea la ce nivel vrei tu. Tot timpul în acest pahar cu răbdare este loc de mai mult, niciodată nu se termină, pentru că tu lași răbdarea să crească și în aceeași măsură crești capacitatea paharului în care tu o ai. Astfel, Alexandru Pleșa sunt, creez noi atitudini, noi comportamente, noi transformări pentru oamenii care vor să schimbe noi lucruri interioare care să îl facă pe fiecare să devină mai mult azi decât a fost ieri, mai mult mâine decât este astăzi, iar în acest canal de YouTube, cu abonare, chiar aici, cu clopoțel, cu tot, dacă ți-a plăcut și doar dacă verifici, îl poți împărți cu ceilalți. Să-ți fie de bine!